Când oamenii se căsătoresc, ei își leagă viața de cea a sufletului pereche. În China, mulți tineri speră să se căsătorească înainte de sfârșitul anului, însă unii spun că este dificil să-și găsească sufletul pereche. Din acest motiv, liderii de biserici au găsit metode creative pentru a ajuta tinerii să descoperă dragostea adevărată. Meng ne spune povestea. Este o sâmbătă frumoasă și însorită în Beijing. Acești tineri chinezi fac ceva neobișnuit. Dansează pe muzică irlandeză în parc. Pe lângă distracție, scopul este de a ajuta pe tinerii creștini necăsătoriți să găsească dragoste adevărată. Unii creștini s-au rugat ani de zile să își întâlnească perechea perfectă. Unii au căutat cu pasiune persoana potrivită, unii au apelat la liderii bisericilor pentru ajutor. Dumnezeu ne-a chemat să avem o relație unii cu ceilalți. Biserica noastră este ca o familie. Vrem să-i ajutăm să-și găsească perechea potrivită care sunt membri ai rețelei creștine. Avem mulți frați și surori necăsătoriți. Ei merită să se căsătorească cu persoana potrivită. Din acest motiv am planificat acest eveniment important. Acești tineri ajung să se cunoască prin jocuri de grup. În cadrul acestui joc, tinerii trebuie să găsească versete biblice ascunse în tufișuri. Mă bucur că toată lumea se simte bine, slăvit să fie Domnul. Mulți sunt aici pentru prima dată. Pastorul nostru mi-a vorbit de acest eveniment. Mă bucur că am venit. Din 2012, multe biserici locale din Beijing au organizat evenimente anuale asemănătoare. Cu ajutorul rugăciunii și în cadrul unor activități distractive, mulți și-au găsit persoana pusă deoparte de Dumnezeu pentru ei. Lu Tie Yang a fost singur timp de 8 ani. Înainte de a participa la evenimentele bisericii, a încercat de unul singur să-și găsească soția, însă a rămas mereu dezamăgit. La un moment dat a crezut că nu va mai găsi persoana potrivită. Liderii bisericii l-au încurajat să aibă răbdare și să rămână credincios. S-au temut că va pierde o binecuvântare de la Dumnezeu. Când suntem vulnerabili și dezamăgiți, tindem să facem compromisuri cu privire la principiile noastre. Trebuie să ne reamintim că Dumnezeu este suveran și că El are soluția perfectă pentru noi. E foarte important să ne încredem în El. Mai târziu a început să participe la evenimentele bisericii. În curând și-a cunoscut viitoarea soție, Ji Xiangchun. După opt luni de căsătorie, încă mi se pare incredibil că am găsit o soție frumoasă și minunată. Suntem o familie. Ce este și mai important, putem să creștem împreună în Domnul. Dumnezeu ne-a dus împreună. Soția lui Lu crede că soțul ei este un dar de la Domnul. Soțul meu este un bărbat atât de iubitor și afectuos. Mă iubește așa de mult. Vrem să încurajăm și pe alții să se încreadă în Isus sincronizarea sa este perfectă. Liderii bisericilor din Beijing speră că atât creștinii cât și cei necreștini se vor alătura acestor evenimente și că vor înțelege că Dumnezeu este în centrul oricărei relații și dacă vor aștepta, își vor găsi perechea perfectă.